Inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit pe raza comunei Bălănești, unde casa unor localnici a fost cuprinsă de flăcări și de un fum greu. Salvatorii au reușit să evacueze la timp oamenii aflați în locuință. O persoană a suferit un atac de panică, îngrozită de iadul care se dezlănțuia în jurul său. Salvatorii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului cu 3 auto speciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care a acordat primele îngrijiri medicale unei persoane aflate în locuință care suferise un atac de panică, acesta refuzând transportul la spital, a transmis Maria Băran, purtător de cuvânt al ISU Gorj. Încă nu se știe care a fost cauza cea mai probabilă de producere a incendiului.